Joe Biden a scăpat de valul roșu, dar se pregătește pentru 2 ani dificili la Casa Albă. Cu republicanii pe cale să preia controlul Camerei Reprezentanților, democrații se așteaptă la o serie de anchete la adresa președintelui. Procesele de impeachment ar putea avea la bază acuzații privind retragerea din Afganistan sau afacerile fiului Hunter. În plus, Biden nu va mai putea probabil să vină cu nicio legislație nouă în partea a doua a mandatului și va trebui să apere legile deja votate. Sprijinul pentru Ucraina este și el în pericol, în condițiile în care republicanii vor ca miliardele respective să fie cheltuite în țară și nu în afara ei. We've not given Ukraine a blank check. There's a lot of things that Ukraine wants we didn't do. For example, I was asked very much whether we provide American aircraft to guarantee the skies over Ukraine. I said, no, we're not going to do that. We're not going to get into a third world war. We fly those HIMARS. Well, the HIMARS, there's two kinds of, one that goes over 600 miles and one that goes about 160 miles. We didn't give them any ones that go to 600 miles because I'm not looking for them to start bombing Russian territory. Apreciat pe plan extern pentru sprijinul acordat Ucrainei, Biden nu este deloc popular printre ai lui. Aproape 2/3 dintre americani nu consideră că este un lider puternic și peste jumătate cred că el nu are capacitatea mentală pentru a fi președinte. În ciuda acestor cifre, el pare decis să candideze iar în anul 2024. Our intention is to run again. That's been our intention. Regardless of what the outcome of this election was. This is ultimately a family decision. I think everybody wants me to run, but we're going to have discussions about it. And I don't feel in any hurry one way or another. And my guess is it'll be early next year we make that judgment. Păi și de ce nu ar candida, Mihaela? Veștile au fost mai degrabă bune pentru Biden la aceste alegeri. N-a fost valul ăla roșu pe care îl așteptau republicanii, la care sperau și chiar se așteptau, da? Asta nu înseamnă însă că nu vom asista la un nou blocaj instituțional în Statele Unite și unde ajungem până la urmă. Au contracarat democrații valul care ar fi trebuit să vină, da? S-au folosit de tema avortului. Au dus discuția dinspre prețurile care tot creșteau, recesiunea care va să vină, siguranță, da? Au dus-o către avort. Au câștigat aici. Vezi că aici au câștigat detașat față de republicani. Aici vorbesc despre tineri până în 30 de ani. Au avut un procent de cu 20% mai mare, da, democrații față de republicani. Au câștigat bine. Nu e chiar așa. Și referitor la ce ai spus mai devreme, că se așteptau la un procent mult mai mare de partea republicanilor, ei bine, potrivit unei statistici făcută de AP, se pare că democrații s-au pregătit cu dovezi în ceea ce privește aceste acuzații care ar urma, da? Și despre fiul lui Biden, Hunter, și despre retragerea trupelor din Afganistan. Să nu uităm că, ok, Biden a mutat trupele, dar propunerea nu a venit de la Biden. Biden a continuat ceea ce a propus Trump. Au simțit bine democrații mai multe, da, aici. Spuneai de avort că au câștigat cu subiectul ăsta mult. Păi au câștigat, dar cum? Au cheltuit aproape jumătate, da, de miliard de dolari pe publicitate, pe reclame în care vorbeau despre avort. Mai mult decât dublu față de cât au cheltuit să promoveze următorul subiect, cel cu armele, cu siguranța, da? Au băgat bani mulți și în acolo, asta. Și acolo cu armele au avut, de fapt, ambele tabere, uite că aici s-au înțeles și cred că nu este singurul punct unde cele două părți, da, democrații și republicanii au mers și vor merge în continuare mână în mână. Pentru că chiar dacă republicanii erau contra restricționării armelor de foc, da, în America, cu toate astea nu au fost 100% de acord cu ce au propus democrații, dar au ajuns la un numitor comun astfel încât să nu mai aibă oricine armă pe mână. Am văzut în New York ce s-a întâmplat. Nu mai au voie să folosească armele în zonele foarte populate, da? în Times Square, acolo nu mai au voie deloc. Plus, cei care au arme de foc trebuie să dovedească că au abilitatea de a folosi armele de foc. Au nevoie autoritățile să aibă acces la conturile de social media. Uite că aici intervine și partea asta tech pe care înainte, în anii trecuți, nici nu o aveam și nici nu o băgam în seamă. Ei bine, aici să fie toate la vedere astfel încât să îi analizeze, să îi monitorizeze, de ce nu, pe cei care au arme, astfel încât să știe care sunt următorii pași. Dar nu era nevoie de vreo analiză. Știi că am avut atâtea cazuri în care
atentatorii anunțaseră cu zile înainte. Și nu băgau în seamă. E bine, exact. Este foarte bine să fie o statistică și cine are arme, cine nu are arme și să fie monitorizați. Că, uite, sau au spus pe Twitter, dacă nu mă înșel, că vor ataca și nu s-a întâmplat nimic. Ei bine, e bine că au punctat și asta. Să vedem cât de important este și social media. Da, hai că ne îndepărtăm. Îmi place că tu vorbești de aici de subiect. Cum se vor înțelege. Păi, chiar ei, se vor înțelege. Și încă un punct la care cred că se vor înțelege, la inflație. Ambele părți vor să scadă inflația. Deci nu e că sunt dușmani, indiferent care vor fi și că Camera Reprezentanților practic e clară a Republicanilor, vom vedea ce se va întâmpla pe mai departe în Senat, dar Biden la legile importante nu cred că nu o să aibă câștig de cauză. Bun, aici dacă vorbim despre Ucraina, într-adevăr, acolo s-ar putea să scârție. Ideea este că cele 20 de miliarde și aici de dolari și vorbim bani, cash, da, care s-au dus în Ucraina, sunt mulți pentru americanii care suferă acum. Și nu numai americanii suferă. În toată lumea asta și europenii suferă din cauza faptului că Ucraina este atât de susținută și pe de altă parte europenii, americanii suferă din cauza prețurilor mari. Cu toate astea, din declarațiile pe care le-am urmărit, da, ei au ieșit imediat. Republicanii iar vorbeau de impeachment și ar fi dorit mai multe locuri ca să ajungă la impeachment. Iar vorbim de blocarea proiectelor adversarului și pare că numai despre asta vorbim, da? Mi-e din ce în ce mai clar că politica e o femeie de moravuri ușoare, da? Dacă despre asta ajungem să vorbim și vorbim de Statele Unite, e clar că e nevoie de o schimbare, da, a sistemelor politice. Păi ce faci? 2 ani l-ai lăsat pe Biden să-și facă proiectele, acum gata, ai așteptat momentul ăsta, n-ai ieșit chiar cum voiai tu ca să-i pui piedici și mai mari, dar totuși asta îți pui tu în gura mare. Și Biden a spus, ții minte, de acei prieteni de-ai lui Trump, da, susținuți de Trump și senatori și guvernatori, care totuși au reușit să câștige, nu mulți, a spus că ei sunt dușmanii democrației. Păi în momentul în care vii și ieși cu astfel de declarație, ce punți mai lași tu de a lucra împreună cu acești oameni? Că până la urmă te aștepți ca președintele, trebuie să lucreze și cu ei. Oamenii ăștia vor avea nevoie, vor bate la ușa lui Biden. Ori dacă Biden le-a zis din prima zi, nici n-au ajuns bine în cabinet și le-a spus, băi, voi sunteți dușmanii democrației. Venim cu tot felul de declarații de-astea foarte categorice, noi vom lupta să le punem bețe în roate democraților, le vom bloca toate proiectele și americanii ar trebui să se uite și să zică, bravo băieți, de asta v-am votat, de-aia ne-am chinuit să mergem la vot, nu? Îl avem alături de noi pe domnul Adrian Cioroianu, istoric, fost ministru de externe. Bună seara și mulțumim că sunteți alături de noi. E plăcerea mea, bună seara! Am văzut că acum, și vorbesc strict despre situația din Ucraina, americanii, și mă refer la cetățeni, nu au avut un cuvânt de spus în ceea ce privește deciziile de politică externă. Credeți că pe viitor vor avea un cuvânt de spus? Vedem republicanii că nu sunt neapărat de acord cu aceste sume extraordinare care se mută din SUA către Ucraina. Credeți că odată cu aceste alegeri se va schimba cumva cursul? Nu am sentimentul că aceste alegeri vor schimba ceva esențial. Și să vă spun de ce. Doar la prima impresie, cetățenii nu au un cuvânt de spus în politica externă. De fapt, cetățenii au un cuvânt de spus prin simplu fapt că la fiecare 4 ani votează în Statele Unite, chiar la 2 ani, după cum se vede, mă rog, e sistemul lor. Ora, contează și inițiativele de politică externă. Eu aș spune altceva. În ce măsură cetățenii din America, din România, din Franța, din Brazilia, oriunde vreți, în ce măsură cetățenii realmente sunt interesați în campanie de subiectele de politică externă? Și o să vedem că în mai mică măsură decât inflația sau prețurile sau prețul la benzină sau prețul curentului electric, acestea dau tonul. Avem noi impresia că lumea nu este interesată de politica externă, dar în realitate, cum să spun, e un balans între interesele noastre de zi de zi și ceea ce așteptăm de la liderii noștri. Avem modelele, China și Rusia, știm foarte bine ce regim practică. Pe de altă parte, vedem că aici în Europa este propunerea asta de suprataxarea bogaților.
model pe care îl știm a fost aplicat și în perioada comunistă. Acum americanii sunt foarte preocupați de libertate. Cumva începe să ne fie frică că ne pierdem libertatea, pierdem democrația, prinde din nou, ia din nou în vigoare așa, nu știu, lumea asta în lume, modelul socialist? Nu cred. N-o să reînvie niciodată modelul socialist sau cel puțin socialismul pe care generațiile puțin mai vârstnice din România l-au trăit. Să nu ne temem că va reînvia tipul de socialism al anilor 70 sau 80, pentru că istoria de fapt nu se repetă. Și încă un lucru, să știți că ideea de a-i taxa mai mult pe cei bogați este într-atât de veche încât o găsim în istoria antică. În Roma antică găsim această idee de a lua mai mult de la cei care au mai mult. Numai că, vedeți, noastră ideea modernă de capitalism încearcă să împace această tendință firească a statului de a face rost de bani, eventual taxându-i mai mult pe cei care au sume consistente, dar în același timp înțelegând și faptul că cei bogați, oamenii bogați de regulă, creează locuri de muncă. Ori din acest punct de vedere, în Occidentul european și în Occidentul în sens larg din lumea de astăzi, vedem deci că sunt, cum să spun, sunt încercări, mereu încercări de a armoniza tendința omului de a avea mai mult și tendința statului de a cheltui mai mult, inclusiv în programe de protecție și așa mai departe. Deci nimic nou din acest punct de vedere, să nu ne temem că ne vom întoarce la un socialism de tip anii 80, pentru că nu este absolut nicio șansă. Lumea evoluează, lumea se schimbă, generațiile vor altceva. Noile generații sunt ceva mai pretențioase decât generația părinților sau bunicilor. Mă întorc puțin, domnule Cioroianu, la discuțiile generate de rezultatele alegerilor din ultimele zile. Da? I-am văzut pe republicani spunând că abia așteptau să preia controlul ca să declanșeze o nouă procedură de impeachment, de data asta împotriva lui Biden, și mă uitam așa, în ultimii 4 ani, din 2019 încoace, dar au fost tot atâtea proceduri de impeachment împotriva unui președinte declanșate de Statele Unite cât au fost în toată istoria lor. Nu cumva au ajuns ei prea ușor să fluture asta? E o joacă deja. Aveți dreptate, și eu am aceeași impresie că prea ușor se ajunge la impeachment. Primul cu care, hai să zicem, generația noastră, românii de după 90, primul impeachment în America, încercare de demitere cu care am avut de-a face, a fost cea a președintelui democrat Bill Clinton, în condiții pe care unii dintre noi și le aduc aminte, cei, să zicem, trecuți de 30 de ani. Dar în momentul de față și eu am impresia că a devenit un fel de piesă în panoplia de orgolii a partidelor. E foarte posibil, dacă republicanii vor câștiga conducerea în cele două camere, în Senat și în Camera Reprezentanților, e foarte posibil să încerce un impeachment al președintelui Joe Biden, fără șanse, adică nu va trece, pentru că nu au majoritatea necesară. Doar ideea de a-i da o lecție. Ne aducem aminte, i s-a întâmplat și lui Donald Trump. Meritat, nemeritat, e altă discuție, evident. Meritat sau nemeritat ar fi și în cazul lui Joe Biden. Dar a devenit o chestie de orgoliu pentru partide să arate că pot să încerce acest lucru, chiar dacă știu de la bun început că șansele sunt reduse. Da, există posibilitatea, dacă republicanii câștigă cele două camere, să fie încercată o demitere sau un impeachment al președintelui Joe Biden, ceea ce ar întârzia de fapt agenda lui. Să ne înțelegem, nu e nicio șansă ca el să fie demis. Dar asta îi blochează agenda pe următorii 2 ani și implicit îi diminuează șansele la o nouă candidatură. Deci, de fapt, acesta e motivul încercării de impeachment. E, și pentru că am vorbit de o nouă candidatură și l-am pomenit și pe Donald Trump mai devreme, credeți că mai degrabă Donald Trump a tras partidul în jos la alegerile astea? Ce șanse? Am văzut că cei susținuți de el nu prea au avut succes, da? Ce șanse credeți că mai avem la o confruntare Biden-Trump? Aveți dreptate. Donald Trump nu este Midas. Midas, personajul legendar, personajul din mitologia greacă, cel care atingea ceva și se transforma în aur. Donald Trump nu atinge
un candidat și îl transformă în câștigător. Unii dintre cei susținut de el au câștigat, alții n-au câștigat. Eu cred că Donald Trump a greșit din alt punct de vedere, vorbind despre o mare victorie republicană care se apropie. Pentru că el avea nevoie de această victorie pentru că la câteva zile după să-și anunțe candidatura. Cum probabil o va face? Vom vedea. La începutul săptămânii viitoare, în cursul săptămânii viitoare, era în jur de 15 noiembrie. Vom vedea. Dar cred că avea nevoie de această victorie republicană pentru a se propulsa ca un viitor candidat la președinția Americii. Ori din acest punct de vedere a creat un orizont de așteptare. A spus că va veni o mare victorie republicană. Victorie poate fi, dar nu e atât de categorică. Adică e totuși o victorie pe muchie de cuțit. America e împărțită, asta știam deja. Ori din acest punct de vedere, cred că Donald Trump este vinovat pentru crearea unui orizont de așteptare pe care, de fapt, republicanii n-au putut să-l îndeplinească. Din acest motiv vorbim de Ron DeSantis ca un învingător, dar Donald Trump e unul dintre cei care, măcar, cum să spun, prin declarațiile lui a fost contrazis de realitate. E interesant ce se va întâmpla, atenție, în interiorul Partidului Republican pentru viitoarele candidaturi, această competiție foarte interesantă între Donald Trump și partenerul lui din Florida, că amândoi au baza în Florida, cum se știe, Ron DeSantis. Mulțumim foarte mult, domnule Cioroianu. Trebuie totuși să nu uităm, o seară bună, dacă asta ne-a spus și dumnealui, îi spunem și noi. Trebuie să nu uităm totuși că Joe Biden poate să dea decret prezidențial. Deci are un cuvânt mai mult de spus față de ce se întâmplă aici, spre exemplu, în politica noastră. Nu e chiar dacă vin republicanii și vor lua cele două camere. A spus-o cel mai bine, domnul Cioroianu. E vorba de întârzierea, da? Întârzierea, da, dar uite... Haide să îți mai dau un exemplu și aici este pro-Biden. Biden propune ca în 2024 veteranii de război să fie ajutați și oamenii în vârstă să primească o reducere la insulină. Chiar din august a propus ca insulina să fie plătită de oamenii în vârstă la $35 pe lună. Îți spun ceva. În condițiile în care democrații refuză această propunere, toată lumea o să sară în capul democraților că din cauza voastră, uite că plătim mult, că nu suntem ajutați. În condițiile în care democrații vor accepta această propunere, toată lumea îl va aplauda pe Biden, pentru că el a propus asta. Deci sunt legi pe care democrații chiar nu le pot... Republicanii, vrei să zici. Scuză-mă, republicanii nu pot întoarce spatele. Așa că nu o să-i fie viața, într-adevăr, mai grea decât i-a fost până acum lui Biden, dar nu imposibilă. Și hai să vorbim și cu domnul Țăranu. Vorbim acum după alegerile din America. Arată America și chiar lumea de acum ca în timpul sau în pragul unei revoluții sociale? Absolut deloc. Absolut deloc. În mod foarte interesant... Oamenii foarte bogați din Statele Unite au propus, mulți dintre ei anul trecut și în timpul pandemiei, au cerut ca ei să fie suprataxați. Și asta pentru că înțeleg foarte bine că nemulțumirile sociale sunt foarte puternice. Dacă vă aduceți aminte, în timpul pandemiei 2020-2022, să-i spunem așa, începutul anului 2022, cei mai bogați oameni ai lumii s-au îmbogățit cu în jur de 4.400 de miliarde de dolari. Adică au fost pe lângă ce au câștigat până atunci. Practic, în momentul ăsta, e adevărat că numărul de oameni bogați a crescut, dar numărul în proporție uriașă de oameni săraci a crescut și mai mult. Astăzi undeva la 84% din populația lumii este săracă. Săracă însemnând că trăiește în condiții relativ mizere. Avem niște statistici, o condiții de sărac înseamnă să trăiești cu $2 pe zi. Ori România este o țară bogată, în ciuda ceea ce crede marea majoritate a cetățenilor României, comparativ, gândiți-vă, chiar cu Republica Moldova, vecina noastră. Ori
în condițiile în care Statele Unite în ultima vreme au totuși un sistem destul de stabil din punct de vedere economic, pentru că după marile crize au atenuat structurile de dezvoltare financiară și au revenit într-o oarecare măsură, desigur, la manufacturier. Lumea nu și-a pierdut locurile de muncă în timpul pandemiei sau mai exact imediat după revenirea din pandemie. Ori cred că asta ne arată că modelul capitalist se va mai domoli întrucâtva și dar va supraviețui. Poate nu va mai fi capitalismul anilor 2008 sau înainte de criza din 2007-2012, dar sigur nu va fi nici capitalismul din, eu știu, un model capitalist din China. Aici e foarte interesant. Statele Unite sunt în acest moment în fața nu a unei schimbări sociale, cum spuneți dumneavoastră, ci a unei schimbări democratice. Pentru că cetățenii americani vor mai multe drepturi și libertăți, inclusiv libertate de asociere, posibilitatea de a construi sindicate mai puternice, schimbarea legii muncii, schimbarea legilor rasiale, etc., etc., în timp ce, iată, într-un regim tipurile comunist, cum este cel din China, nu există sindicate. Nu există niciun fel de plasă de siguranță pentru cetățenii chinești care sunt lăsați practic la voia pieței mai mult decât într-un sistem capitalist. Așa că e greu de crezut că această schimbare se va produce rapid, adică o schimbare socială, dar ea se va produce cel mai probabil în timpul generației noastre, în timpul vieții noastre și sunt convins că în 10-15 ani lumea socioeconomică nu va mai fi deloc asemănătoare. Modelul este Canada și Australia. Mulțumim, domnule Țăranu. Rămânem pe subiect și revenim imediat și la dumneavoastră. Georgia, oh Georgia, on my mind.